Astăzi, în Biroul Național, am decis să propunem Parlamentului o declarație legată de situația din Ucraina și solicităm adoptarea acestei declarații săptămâna aceasta. Colegul meu, Andrei Lupu, a lucrat un draft care va fi trimis către liderii de grup și președintele Camerei Deputaților imediat după această conferință de presă și sperăm să-l adoptăm mâine, așteptăm observații, bineînțeles va fi o declarație comună a Camerei Deputaților, ideal a Parlamentului, dacă am putea să facem un plen reunit mâine sau miercuri ar fi ideal, astfel încât să avem o poziție comună. Cum spuneam, e un moment complicat, un moment dificil și este o temă unde trebuie să arătăm solidaritate. Am mai discutat în BN despre ridicarea restricțiilor și cerem guvernului un plan predictibil pentru ridicarea restricțiilor în pandemie. Vedem că țările europene ridică încet, încet aceste restricții. Auzim declarații că vor urma și la noi, însă este foarte important să avem un plan din partea guvernului clar, coerent, dezbătut, pe pași, să știe toată lumea la ce se așteaptă. Trebuie să ne uităm și la ce se întâmplă în spitale, trebuie să avem grijă în continuare de categoriile vulnerabile, de părinții și de bunicii noștri. Susținem menținerea măsurilor pentru persoanele vulnerabile. De asemenea, orice ridicare a restricțiilor, orice ieșire din starea de alertă, trebuie să vină cu măsuri de susținere a spitalelor, pentru că vorbim de finanțări, vorbim de care sunt valabile numai în perioada stării de alertă, vorbim de consultațiile din telemedicină, modul de finanțare a spitalelor, a personalului, plata personalului angajat pe perioada stării de alertă. Aceste lucruri trebuie să rămână, nu trebuie să îi lăsăm descoperiți acum la final pe cei care s-au luptat 2 ani de zile, au fost pe baricade și au avut grijă și s-au luptat pentru viața fiecărui român ajuns în spitale cu COVID. Și de asemenea, cerem revitalizarea campaniei de vaccinare pentru categoriile vulnerabile. Am mai decis astăzi în Biroul Național să îl chemăm pe ministrul Căciu în Parlament. Grupul USR de la Senat îl va chema la ora ministrului. Constatăm cu toții că ministrul finanțelor este total depășit de funcția pe care o ocupă. Vedem declarații incoerente, propuneri aiuristice lansate în spațiul public. Dânsul pare că nu înțelege că declarațiile unui ministru de finanțe influențează stabilitatea economică, predictibilitatea cerută de investitori și de mediul de business. Vedem, în legătură cu acest lucru, neînțelegeri între cei doi lideri ai coaliției de guvernare la aceste chestiuni ce țin de fiscalitate și trimit imaginea unei guvernări incoerente, sperie companiile, creează dificultăți populației. Inflația e scăpată de sub control și domnii Câțu și Ciolacu se țin de bambilici fiscal la televizor. Asta vedem în fiecare zi. Am văzut și azi declarații noi ale domnului Câțu. Le cerem să se pună de acord și să dea predictibilitate, pentru că România are nevoie de predictibilitate. Mediul de business are nevoie de predictibilitate. Oamenii trebuie să știe ce se întâmplă cu Ministerul Finanțelor, cu banilor, cu banii din bănci și pentru asta cu bugetul național și pentru asta credem că e nevoie ca ministrul Căciu să vină să dea niște explicații în Parlament. Și încă un lucru, ca să fie foarte clar, că auzim diverse declarații despre impozitarea venitorilor și vreau să fie foarte clar, USR susține categoric cota unică. Legat de criza din energie, îl vom chema pe ministrul Virgil Popescu la ora ministrului la Camera Deputaților să explice ce măsuri are de în vedere în perioada următoare. Este o temă foarte, foarte importantă. Săptămâna trecută, din cauza acelor acte de huliganism, ministrul Popescu nu a mai dat explicații Parlamentului. Trebuie să aflăm și noi, trebuie să află toți românii ce urmează să se întâmple în această criză din energie, ce măsuri are guvernul în vedere pentru a-i ajuta pe români să treacă mai ușor de asta. Până le vin alte idei, le cerem să bage la vot în comisii și în plen de urgență, o să cer asta și astăzi în Comitetul Liderilor și în Biroul Permanent, pe legi 606 pe 2021, proiectul USR, prin care am propus scăderea TVA-ului la energie de la 19% la 5%, excluderea certificatelor verzi din facturile pentru utilizatorii casnici și acel credit fiscal pentru companii.
Tot în Biroul Național astăzi, în Biroul Național al USR, am discutat și am decis că la finalul acestei săptămâni, sâmbătă, vom începe strângerea de semnături pentru demiterea primarului din Mogoșaia. Ne vom bate cu mafia imobiliară, cu cei care o sprijină și Mogoșaia și oriunde în România. Trebuie să nu mai dăm toată puterea, să-i lăsăm pe acești primari care se cred faraoni sau stăpâni absoluți pe o localitate să facă ce vor ei. Colegii mei din Mogoșaia s-au luptat deja mult în Consiliul Local, ați văzut ce s-a întâmplat, au fost amenințați, am fost și sunt amenințați în continuare. Vom demara strângerea de semnături. Primarul PNL din Mogoșaia trebuie să plece. Astea au fost deciziile noastre de astăzi în Biroul Național. O să-l las pe Claudiu Năsui și să vă povestească despre proiectul lui și vă stau la dispoziție apoi pentru întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Practic, ce se întâmplă zilele acestea în guvern și în coaliție reflectă fix ceea ce spuneam noi în momentul în care a fost votat bugetul pe anul 2022 în Parlament și fix ce spuneam atunci în cadrul dezbaterilor asupra bugetului, anume faptul că este un buget cu cheltuieli mult sporite, pentru care ne așteptam să vină cereri din partea guvernului de creșteri de taxe și impozite. În momentul acela ziceau că nu, că stați liniștiți, avem bani. Iată că nu. Banii pe care îi râvneau ei erau de fapt în buzunarele românilor. Și o să o spunem foarte clar și răspicat, în contextul în care prețurile explodează, suntem în plin val inflaționist, puterea de cumpărare a românilor este erodată masiv și iată că și Banca Națională a dat acum un nou raport în care inflația este cu două cifre și va crește mult mai mult decât este acum, ar fi o acțiune criminală. Să crești taxele asupra românilor când lor le este deja foarte greu, este o acțiune complet destructivă și care va adânci sărăcia în România. Dacă problema deficitului este una reală, soluția nu este să creștem din nou taxele. Soluția este să reducem cheltuielile. Și aici avem o serie întreagă de cheltuieli pe care noi le-am amintit de-a lungul timpului, care pot fi reduse și care trebuie reduse, începând cu faimoasele pensii speciale care cresc cu 8% în bugetul de anul 2022, deci mai cresc încă o dată. PNDL 3, acest mamut de cheltuieli bugetare care e mai mare decât celelalte două PNDL-uri la un loc. Ca să aveți așa câteva imagini, noi din 2016 și până în prezent, numărul de pensionari speciali ai MAI, de exemplu, a crescut cu 33.000 și pensia medie specială acolo aproape s-a dublat în perioada aceasta. Deci locuri în care să eliminăm risipa există, trebuie doar să ne dorim lucrul acesta. Noi am propus și soluțiile pentru a reuși să facem acest lucru. Principala soluție pentru criza energiei este cea de care v-a vorbit colegul meu Ionuț Moșteanu, care este deja pe circuitul parlamentar. Este simplu să o votăm dacă există dorință pentru așa ceva, cu reducere de TVA și cu facilități fiscale pentru firme. Și suplimentar pentru a ajuta întreaga economie și toți românii, noi propunem această măsură de reducere a impozitării muncii. Zero taxe pe salariu minim aplicată gradual, treptat, care să reușească să ridice puterea de cumpărare a celor mai săraci români și să crească atractivitatea muncii în România. Să nu mai gonim românii din România exact așa cum o facem acum. În contextul acesta vă prezint și a 8-a iterație a proiectului Open Budget. Open Budget e o platformă de transparență bugetară pe care am început-o în 2014 și prin care arătăm exact lucrul acesta. De unde vin banii statului? De unde sunt cheltuiți banii statului? Cine suportă povara? Păi suportă povara românii, cei care muncesc și plătesc taxe și impozite și avem toate impozitele, sau cele mari, măcar cele care le plătesc, pe care le plătesc românii. Și de asemenea avem partea de cheltuieli și un navigator în care putem să vedem toate cheltuielile, unde merg banii aceștia și în premieră pentru anul acesta un lucru special, anume avem categoria distinctă a pensiilor speciale. Deci dacă aveți curiozitatea să vedeți câte pensii speciale va plăti în 2022 conform bugetului votat în Parlament statul român, e suficient să intrați pe această platformă și uitați, vedeți dacă puneți un filtru pe pensii speciale, că avem patru mari ministere, ordonatori de credite care plătesc aceste pensii speciale, avem MAI, care plătește cele mai multe pensii speciale, MAPN,
Ministerul Muncii și, și SRI-ul. Fiecare are, și o, are, are o casă de pensii prin care plătește lucrurile acestea. Deci soluții există, trebuie să mai existe și voința și dorința politică să ajutăm români. Dacă nu, vom continua exact trendul pe care ne aflăm, adică unul al adâncirii sărăcirii românilor. Putem să nu să oprim lucrul acesta, dar trebuie voință politică, o voință politică pe care USR-ul o încurajează și pe care a încurajat-o întotdeauna. Mulțumesc frumos, dacă aveți întrebări. Da. Da. În primul rând, o întrebare pentru domnul Mușteanu. Da. Despre ce s-a întâmplat în ultimele zile în USR, dacă au fost, pentru că au apărut mai multe informații legate de demisiile membrilor USR, dacă aveți o centralizare, câți membri au plecat din momentul în care Dacian Cioloș a dat demisia și câți au venit? O să am niște cifre mai exacte pe parcursul zilei de astăzi. La o primă vedere, pare că de la 1 februarie până astăzi au plecat aproximativ 400 de colegi și au venit aproximativ 100 de colegi noi. Plecarea oricărui coleg este un moment trist pentru noi și eu le mulțumesc tuturor celor care au ales să-și dea din timp o secundă, un minut, o zi din viață pentru acest partid și cred în continuare că noi suntem soluția cea mai bună pentru viitorul României. Îi aștept pe fiecare român care crede că USR este soluția bună pentru viitorul României alături de noi. E un moment complicat pentru partid, așa cum am trecut de multe ori peste momente complicate, o să trecem și peste ăsta. Am încredere în colegii mei și în solidaritate. Și domnul Năsui, dacă mi răspundeți la o întrebare. Una mai bună. A fost o declarație și o propunere făcută publică de către președintele Senatului și președintele PNL legată de reducerea contribuției CAS de la 25% la 20%. Cum vedeți dumneavoastră această măsură, dacă ar putea fi aplicată și dacă chiar ar ajunge banii respectivi în buzunarele românilor? În primul rând că aș spune și că trebuie să ne uităm la persoana de la care vine această propunere și domnul Florin Câțu a fost principalul adversar al scăderii impozitării muncii, cel puțin în perioada cât a avut influență în statul român. Acum că a devenit o anexă a PSD-ului, văd că își dorește deodată, a redevenit liberal și deodată îi surâd din nou aceste idei care sunt fundamental corecte. Aici sunt două viziuni și două moduri în care putem reduce această impozitare a muncii. Fie prin a reduce cota de impozitare, cum este și propunerea aceasta, care nu e doar a dânsului, a mai fost vehiculată. În momentul în care faci lucrul acesta, în schimb, beneficiul pentru românii cu salariile cele mai mici, cu veniturile cele mai mici, sunt mult mai reduse. Da? Deci dacă cineva, nu știu, la 100 de lei, 5% sunt doar 5 lei. La 100 de mii de lei, acolo sunt 5.000, deci acolo deja e o sumă mai importantă. Și atunci noi am preferat și noi susținem mai degrabă reducerea aceasta a impozitării muncii prin a extinde ceea ce se numește deducerea personală, deci o sumă care este lăsată în pace, nu este impozitată și se impozitează doar diferența. Și astfel, reducerea aceasta a impozitării muncii se va vedea la milioane de români și nu va fi concentrată pe vârful piramidei salariilor, cum ar veni, ci va fi una care va fi împărtășită de milioane de români, dar ideea în sine este bună. Problema este că persoana care o avansează nu are absolut deloc credibilitate, pentru că atunci când ar fi putut să facă lucrul acesta, nu l-a făcut. Și hai să o și spunem, domnul Câțu acum e în continuare la guvernare. Asta e o declarație de opoziție. Să facă lucrul acesta. Da. Mulțumesc și eu. Eu aș fi vrut să știu acel guvern din umbră, dacă ați început să lucrați la el și dacă ne puteți spune câteva nume și care va fi scopul lui exact. În legătură cu guvernul din umbră va fi o decizie în partid în perioada următoare. Nu pot să avansez acum un nume sau un mod de lucru. Sunt discuții despre cum vom lucra și cum va funcționa acest guvern din umbră legat în legătură cu grupul parlamentar, în strânsă legătură și colaborare cu grupul parlamentar, cu echipa de politici publice din USR. În perioada următoare vă vom comunica momentul în care se vor clarifica lucrurile. Mulțumesc. Și despre ministrul de finanțe, spuneați că îl chemați la ora ministrului? La Senat, colegii mei de la Senat vor depune cerere pentru a veni la ora ministrului să explice
ce are dânsul în cap și ce are dânsul în plan legat de finanțele României, pentru că ce vedem în ultima vreme, cum vă spuneam, e un bambiliș fiscal și vedem declarații care se bat cap în cap de la liderii coaliției și de la ministrul Căciu.